우리가 그냥 진짜 오래됐다. 미안합니다. Cine este destul? Domnul doctor destul. Domnul doctor destul. Exact, destul. Avem deosebită plăcere să avem în mijlocul nostru, din nou și mereu, chiar putem spune, pe domnul profesor Crin Antonescu, președintele PNL și al Uniunii Social-Liberale, care vine să ne sprijine în alegerile locale, să ne ajute și în care ne punem cu toții mari speranțe. Dânsul va candida, și atunci îl vom sprijini și noi, pentru președinția țării, dar până atunci, în prim plan sunt alegerile locale cu doi candidați pe care dânsul îi va sprijini. Aici e vorba de Adi Ștef la Consiliul Județean, care în ultimul timp a primit și completarea numelui cu porecla al nostru, Adi Ștef, al nostru. Și doctorul Coica, un arhicunoscut medic, care a realizat și o societate medicală ce ajută populația și care este foarte respectat în municipiu. Domnule președinte, cred că prima dată dumneavoastră vă dau. Vă mulțumesc, vă spun și eu bun găsit, mă bucur să ne reîntâlnim și scopul și durata vizitei mele sunt foarte clare și am să vi le destăinui. Sunt aici în calitate de copreședinte al Uniunii Social-Liberale și transmit atât în numele meu cât și în numele primului ministru al Guvernului României, celălalt copreședinte al Uniunii, Victor Ponta, mesajul nostru de susținere totală pentru candidații Uniunii Social-Liberale la Satul Mare, pentru Consiliul Județean, pentru Primăria și Consiliul, Primăria Municipiului Satul Mare și Consiliul Municipal. Sunt doi candidați în a căror seriozitate, onestitate, competență, calitate publică, noi credem, sunt oameni pe care îi știm de bună vreme, dar mai ales oameni pe care sădmărenii, dumneavoastră, cei care trăiți în comunitatea sădmăreană, îi cunoașteți. Îi cunoașteți sub aspectul activității și performanței lor profesionale și s-a evocat aici activitatea în slujba comunității, până la urmă, tot a comunității a doctorului Coica. Le cunoașteți activitatea în plan public și administrativ. Adrian Ștef a fost vicepreședinte al Consiliului Județean și de asemenea a avut o serie de alte activități de natură civică, de natură administrativă, desigur de natură politică. Sunt oameni de care sunt convins comunitatea dumneavoastră are nevoie în calitate de lideri, în calitate de purtători de proiecte, pentru o zonă a țării care, într-un mod nemeritat, aș spune, se află, din păcate, într-o anumită condiție de marginalitate, de periferie. Satul Mare este situat, ce e drept, geografic, la marginea țării, dar nu e marginea cea mai rea. E o margine bună, din punct de vedere geografic, e o margine spre Europa, spre miezul Europei, la câteva sute de kilometri distanță de miezul autentic al acestui continent și, de fapt, din păcate, se petrece o stare de marginalizare, de ducere în periferie a acestei zone, pe care, repet, nu o merită, având în vedere potențialul ei, de toate felurile, în primul rând potențialul ei uman, și din care acești oameni își propun și se angajează să o scoată.
Eu, ca președinte al Partidului Național Liberal de data aceasta, sunt absolut convins că noi am făcut o alegere bună, desemnând un sădmărean, pe domnul Ovidiu Silaghi, într-unul din cele mai importante posturi guvernamentale din Guvernul României, și anume ca ministru al transporturilor. Ovidiu Silaghi a mai fost ministru, a avut o foarte bună prestație, dar de data aceasta e vorba de unul din marile ministere, de unul din ministerele care are în responsabilitate o parte mare, decisivă, aș spune, din dezvoltarea națională pe următorii ani. Și este o șansă poate nesperată ca satul mare să profite de prezența unui om nu doar originar de aici, ci care trăiește și are atâtea și atâtea legături cu comunitatea sădmăreană. Suntem hotărâți să fim alături de Adrian Ștef, de Dorel Coica, de toți oamenii Uniunii Social-Liberale care vor primi votul sădmărenilor, să fim alături de ei nu doar acum, în timpul campaniei electorale, ci mai ales după, într-o perioadă de guvernare care sperăm să însemne foarte multe lucruri bune pentru România, să însemne redresarea situației grave în care ne aflăm și să însemne pentru satul mare o perioadă în care, repet, să-și schimbe condiția și să devină un județ de avangardă, dacă vreți, al țării, să devină un județ către care România să se uite cu admirație și cu respect. Știm foarte bine că situația de astăzi, situația economică, situația instituțională, este rodul unei guvernări pe care aș rezuma-o simplu. Băsescu, PDL, UDMR. În satul mare, UDMR-ul, și discut aici doar din punct de vedere administrativ, n-am nicio problemă și nicio conotație etnică, UDMR-ul a putut dovedi cum și cât de bine poate guverna, iar noi credem că se poate mult mai bine, că există șansa unei schimbări, iar șansa acestei schimbări, dată fiind structura etnică a votului în satul mare, nu poate fi decât aceea pe care oamenii de lângă mine, candidații Uniunii Social-Liberale, o oferă. Cu alte cuvinte, cine dorește o schimbare, cine dorește o nouă administrație, cine dorește o nouă șansă pentru satul mare, are de votat Uniunea Social-Liberală, pentru că altfel voturile se risipesc și șansa sau posibilitatea ca încă un mandat UDMR, cred al treilea, să se producă, este una foarte mare. Evident, alegerea este a cetățenilor din satul mare, din municipiu și din județ. Ei știu mai bine decât mine sau decât altcineva din afară cum trăiesc și cum ar vrea să trăiască. Mesajul meu este acela de a-i ruga să se prezinte la vot și de a susține candidații Uniunii Social-Liberale, așa cum o fac și eu, așa cum o face și primul ministru Victor Ponta și așa cum ne angajăm să o facem dacă ei vor câștiga pe parcursul următorilor ani. Mulțumim foarte mult, domnule președinte, copreședinte și viitor președinte, pentru cuvintele clare și ideile care mi le-a transmis și mai ales pentru sprijin.